Dintr-un aprig oponent al primarului Emil Boc, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, s-a transformat în cel mai mare susținător al acestuia. Dacă acum patron Dan Tarcea, pe vremea aceea lider al grupului de consilieri local PNL, îi trimitea primarului o listă cu 14 proiecte din bugetul local și punea pariu că nu le va putea face, acum este foarte încântat de modul în care este condus orașul. A fost nevoie doar de o alianță între PDL și PNL și de câțiva ani pentru consolidarea parteneriatului politic. În urmă cu câteva zile, viceprimarul declara că cei care vorbesc Clujul de rău la televizor sunt plătiți să denigreze orașul. Dan de a uitat că și el făcea aproximativ același lucru pe vremea când era în opoziție. Nu trebuie să fii mare specialist să observi că la Cluj, în ultimii 15 ani, s-au făcut lucruri deosebite. Ajunge să ieși în centru la plimbare, ajunge să te urci într-un mijloc de transport modern. Să nu uităm că Banca Mondială a arătat într-un studiu că 15% dintre români, dacă ar trebui să se mute într-un alt oraș, ar alege Clujul. Suntem orașul care ocupă locul al 6 în Europa și al 13-lea în lume ca grad de siguranță cetățeanului. Asta e nefericirea clujenilor. Ce auziți la televizor? Sunt fumigene ale unor oameni plătiți să denigreze A declarat Dan Tarcea într-un interviu pentru Ziua de Cluj Acum patru ani însă, actualul viceprimar era sigur că nu vor fi realizate cele 14 puncte pe care îi le propunea lui Emil Boc Chiar dacă majoritatea dintre ele nu au fost atinse în 2014, așa cum acesta a cerut Acum Dan Tarcea e mulțumit de administrație Printre cele 14 puncte există și acum câteva de care administrația locală nici nu s-a apucat De congestionarea traficului, monorail pe Albia Someșului, cartierul Tineretului sau centrul cultural Transilvania nici acolo parcul din cartierul Grigorescu nu a mai fost făcut, iar de amenajarea dealului cetățui nu se mai spune nimic de ceva vreme. Punctul 14 din pariul liberalilor lui Tarcea este însă cireașa de pe tort. La sfârșit am lăsat pariul numărul 14. Emil Boc, primarul Clujului, nu va fi în 2014 nici democrat și nici liberal. Dacă el ar fi democrat și liberal, ar reuși să impună hotărâri de Consiliul Local fără pumnul celor 14, fără acest abuz de majoritate. Ar ști să organizeze și ar avea răbdarea să participe la dezbateri democratice în Consiliul Local să negocieze, să țină cont de amendamentele opoziției și să dovedească că e în primul rând un bun administrator și manager. Dar atâta timp cât se va ascunde după votul celor 14, va fi cel mult populist, nici măcar popular, declara în 2014 actualul viceprimar al Clujului. Între timp însă, anii au trecut și Dantarce a învățat tot, chiar și să promoveze interesele politice ale lui Emil Boc. Am mandat special din partea domnului primar să spun, oricând mă întreabă cineva despre ambițiile politice ale domniei sale, că nu-l interesează nicio poziție publică la București, nici măcar cea de președinte. României. Noi ne dorim să muncim împreună la Cluj pentru clujeni. Fiecare a demonstrat ce poate și cât poate. A mai spus Tarcea în interviul citat. Acesta a mai declarat că este mulțumit de echipa pe care o face cu primarul Emil Boc și că în 2016 chiar a refuzat o funcție în Parlament doar ca să pună umărul la dezvoltarea Clujului.